Dacă știi și de persoană, de femeie sau de bărbat care a auzit, cunoaște câte ceva despre feminism, despre egalitatea între sexe, despre femeia să fie egală cu bărbatul, despre drepturi constituționale, despre societate, despre... Rămâi până la final. Și ceva rămâi până la final ca să afli întregul adevăr. Bun. În ultimul timp am tot observat cum foarte multe persoane, femei... Bine, chestia asta cu feminismul a plecat undeva după al doilea război mondial, când bărbații au început să-și ia joburi, să fie tot mai desplecați de acasă, să nu-și mai îndeplinească rolul masculin. Atunci femeia a început să-l copieze și a zis, bă, ce dracu, vreau și o să muncesc, vreau și o să asta. De atunci s-a dat, în timp a început să se dea lege să fie egalitate între femei și bărbați, egalitate de muncă, să nu... egalitate de muncă, multe și de acolo a plecat și feminismul. Adică multe femei care se bat cu pumni în țâțe că ele sunt cele mai tari, ele sunt mai ceva ca bărbați, ele sunt cele mai strong, ele sunt cele mai bune exemple. Sunt și femei care au roluri foarte importante de-a lungul istoriei, că nu sunt extrem de menționate, e partea a doua. Pentru că bărbatul întotdeauna a fost șeful căpeteniei. El a reprezentat puterea și puterea de muncă, numai că extrem de mulți bărbați au luat-o pe coclauri. Cum văd eu feminismul? Foarte multe spun că, vezi bine, sunt și unele care zic că sunt total contra bărbaților, dar asta pentru că ele spun că nu au întâlnit acel bărbat ca lume, adevărat. Ce înseamnă pentru tine un bărbat adevărat? Dacă așa nu, așa nu, așa nu, nu înseamnă că nici tu nu știi ce vrei. Că, bineînțeles, că orice femeie își dorește un bărbat cu un statut puternic, care să aibă un statut, neapărat bani, să fie încrezător, să aibă putere, să aibă o siguranță, bă, să facă ceva, să aibă permis, poate să aibă și o motocicletă, să aibă curaj, să aibă tupeu și cu toate astea lui să-i fie bine. Păi normal că în momentul când el are toate astea și înfruntă viața și e zdravăn, genetica este atrasă de el, pentru că el reprezintă o putere pentru viitorii ei moștenitori, ca ei să crească în siguranță și să fie la fel de puternici precum tatăl lor. Numai că multe, din păcate, subjugă partea asta masculină, nu mai vede la fel de puternică și zic, las că suntem noi mai tari, o să învățăm noi pe fiii noștri ce să știe și cum să facă. Nu poți să-i spui unui bărbat cum să se bărbierească în timp ce tu te dai cu ruși sau să faci unghiile. Și stai așa și tu zilele cum se usucă, da, mami, dă-i cu lama așa pe obrază sau să-l înveți cum să se radă în zona aceea. Și nu cred că stai să-i cauți tutoriale pe YouTube cum să o facă. Și nici nu cred că o să lași să se umple de păr. Despre ce vorbim? Și multe alte exemple, am dat doar câteva acum. Multe își doresc un bărbat adevărat, dar ce înseamnă un bărbat adevărat? Așa cum orice femeie de speță mai joasă, chiar și ea își dorește unul mai, un nivel mai înalt. Păi dacă tu care ești feministă, nu știi ce-ți dorești, ce să aibă, cum să aibă, hai, înțeleg, să nu fie unul care, ce faci cu el? Tu ești datorită timpului în care trăim și datorită șanselor pe care le ai, tu muncești, te-ai realizat, ești cineva, că să vă mai zic o chestie. Multe femei, și relativ este cât de cât adevărat, pentru simplul fapt că nu vor să mai stea, bă, să nu depind de nimeni, bă, eu nu vreau să mai depind de părinți la 20 de ani, nu vreau să depind de un bărbat la 20 de ani sau și mai mult, vreau și naibii să muncesc, să am banii mei, să-mi găsesc pe cineva potrivit. Și normal că dacă nu găsește și nu găsește și nu găsește, întâlnește numai bărbați chimonosiți, bărbați feminizați, pentru că foarte mulți dintre noi ne-am uitat rolul masculin. Am început să, genetic vorbind, biologic, văzusem și o poză zilele trecute, deci specia masculină practic a început să evolueze de la cum erau bărbații, mari, forțoși, musculoși, păroși, a început să cam involueze, să tindă către feminitate și mai ales la ce vedem în ziua de astăzi, cam rar mai găsim un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Un bărbat alfa, cum se spune. Trecut prin viață, prin mai multe. Și normal că, bă, ce naiba, mă pun, muncesc, îmi fac viața, îmi fac o casă, îmi iau mașină, că dacă nu găsesc pe niciunul, ce drept să fac? Dar multe duc chestia asta la extrem. Bă, nu găsesc pe niciunul, nu găsesc pe niciunul, păi scuze-mă, dacă tu te crezi prea superioară, prea importantă și prea independentă, normal că chiar și atunci când o să găsești pe unul care e în stare de multe, tu o să dai cu flit în speranța că vezi, Doamne, altul mai bun. Scuză-mă, dacă faci asta o să rămâi singură toată viața. Sau dacă tragi pe un singur bărbat, păi să rămâi singură toată viața. Treziți-vă la realitate. Munciți. E într-adevăr, e ok în condițiile în care sunt tot felul de bărbați în ziua de astăzi care nu vă atrag și nu vă plac și nu rezonați cu ei. E ok să muncești, să-ți faci niște bani, să vrei să pleci de acasă, să dai de permis, să ai un job, să așa, dar nu subjuga bărbatul sau nu-l folosi doar pentru a face un copil și a spune că ai un copil și tu le duci. Pentru că un copil, am zis într-un clip mai de mult ce înseamnă, dar are nevoie de ambii părinți. Pe un copil fără unul dintre părinți ca și când s-ar naște fără o mână. Despre ce vorbim? Cum învață el să jongleze cu toate problemele vieții? Cu o mână? Cam greu cu o mână, cu două e altceva. Despre ce vorbim? Asta am spus. Pentru bărbați, foarte important. Lucru maxim la personalitate, dezvoltarea abilităților. Înțelegeți că femeile nu vă vor iubi doar de dragul de a vă iubi și respectul nu-l primiți doar de dragul de a-l primi. Cum nici banii nu se primesc doar de dragul de a se primi. Pentru bani trebuie să muncești. Pentru respect la fel. Oferi și în momentul când cealaltă persoană este și ea respectoasă cu tine, îi oferi din ce în ce mai mult respect, loialitate, pe măsură ce îți oferă și el. La fel și iubirea. Femeia ți-o oferă pe măsură ce tu îi oferi siguranță, că de aici a plecat și hipergamia. Femeia a devenit programată să te iubească în funcție de siguranța pe care tu i-o oferi. Ești făcut, ai grijă de tine, te întreții, ești tare, nu cedezi. Asta nu înseamnă acum să te îngură și să omori pe toată lumea, nu trebuie să ai probleme cu legea. Dar să fii genul de persoană care atunci când apare, toți ceilalți să încremenească, asemenea leului. Bă, nu mă pun cu ăsta că e prea zdravă, în două cașpetă mă trezesc pe lună acum. Să aibă un job, să lucreze la viața lui, la imperiul lui, să înțelegi ce înseamnă, să profite de toate oportunitățile care sunt astăzi și să se dezvolte. Și bineînțeles să împartă cu femeia lui, să ofere acea siguranță. Despre asta este vorba. Ca astfel că normal că toate femeile vor spune că bărbații sunt niște idioți, niște lași, niște feminizați. Normal dacă numai de doi a avut parte. Dar sunt multe care, din pricina faptului că avem parte doar de doi ăștia, nu-i mai recunosc nici pe aia ca lumea. Zic, păi stai că nici așa nu e ok, că eu îmi doresc unul mai așa, că eu unul mai așa, că bă, scuză-mă. Ai uitat care încă nici tu nu știi ce-ți dorești. Poate încă nu e timpul să ai un bărbat, poate mai trebuie să stai ceva timp singură până te treci la realitate și găsești unul capabil să-ți ofere acea siguranță de care ai nevoie. Fizic, moral, financiar. Despre ce vorbim? Că normal, ieșiți, vă plimbați, vă distrați. Dar acum nu faceți abuzuri și spargeți bani în prostie. Și încă ceva, datorită faptului că în societatea de astăzi știți cum era odată și încă mai este, poate nu la același nivel, violuri, trafic de carne vie, bătăi și alte cele. Normal că multe femei se revoltă împotriva bărbaților, pentru că nu cred că o să auzi o femeie făcând trafic de carne vie. Majoritatea cazurilor sunt bărbați sau proxenete. Nu, majoritatea, mai toți sunt proxeneți, nu proxenete. Și aici cam așa este. Cam de-aia multe urăsc specia masculină, dar toate acele femei multe care urăsc specia masculină, tot ele în sinea lor și-ar dori unul, dar le e teamă, frate, să o spună, sau le e teamă să se simtă libere, pentru că nu știu peste cine dau. Poate să aibă încredere în cineva și să fie bărbatul ideal, sau poate să aibă încredere în cineva și să fie un proxenet. Care, hai, mergem în vacanță și a ajuns acolo, ia la palme, o bagă în portbagaj și o duce în Italia la produs. Se întâmplă. Despre ce vorbim? Bine, nu trebuie neapărat să ajung aici. Dar foarte multe, bine, este și partea asta și mai este și partea conform căreia, aveți, Doamne, avem drepturi egale, suntem și noi forță, suntem și noi cineva, putem mai multe decât voi, hai să vedem care pe care. Femeie, stai cu minte că nu este vorba de o competiție. În viață nu este vorba de egalitate. Egalitatea nu este un lucru stas, fie în relaționare, fie în muncă. Egalitatea nu există, nu este stas. Nu că vrem, s-a dat legea și dreptul constituțional ca să fie egalitate între femei și bărbați. Alo, trezirea! Legile sunt relative. Cum dacă cauți 10, top 10 idei stupide din țări, o să găsești că în anumite țări este ilegal să-ți hrănești peștele duminica sau să-ți speli cămila în cadă sâmbăta. Sunt legi în alte țări. Nu mă întreba care-i faza cu ele, că n-am habar. Așa și faza cu egalitatea. Este relativă, dar egalitatea nu este o formă stas. Adică, vor fi momente când partenerul sau partenera, sau la muncă, sau oriunde în viață, la capitolul relaționare dintre bărbat și femeie, el o să aibă niște sarcini importante, pe care doar el poate să le facă, genetic vorbind. Vor fi momente când ea o să aibă niște momente și niște sarcini foarte importante și o să contribuie și o să conteze mult. Și vor fi momente când amândoi vor putea face același lucru în egală măsură. Fie din punct de vedere personal, fie din punct de vedere profesional. Așa că nu vă mai bateți cap în cap că egalitate, că eu sunt mai bună, că el e mai bun. Lucrurile astea sunt într-o balanță, sunt în echilibru. Sunt momente când veți fi egali, sunt momente când el va fi mai bun, poate mai multe momente, și momente când ea va fi mai bună. Dar asta nu înseamnă că trebuie să se creeze certuri și discrepanțe și discuții și tralalala. Nu. Că asta e problema. Mulți cum au luat-o pe coclauri și au dus lucrurile la extreme și ele... Nu, că vreau să fiu independentă, dar nu, că nu știu ce, că bărbații sunt niște... Alungă-i pe aia care nu-ți plac, nu-i băga pe toți în aceeași oală. Acum dacă auzi că unul sau doi polițiști sunt nenorociți, noi îi băgăm toți pe aceeași oală, cum au fost atâtea cazuri. Unul sau doi sau cinci au făcut nu știu ce, toți au intrat în aceeași oală, la fel și cu bărbații și cu femeile. Nu, frate, toți suntem diferiți. Genetic, ADN, fețele noastre, prima jumătate cu cealaltă nu sunt la fel, dar anumite două caractere. Despre ce vorbim? Și acum am zis, nu există caracter la fel în tot mapamondul. 7 miliarde și câte sute de milioane suntem, atâtea caractere. Așa că dacă ești femeie, pune mâna, lasă-i pe toți ăștia care sunt cum sunt panorame, că n-ai nevoie de ei, caută-ți-l pe ăla care să-ți ofere acea siguranță. Da? Care să fie ca lumea, să fie ferm. Dar bine, cu atâția care și-au ieșit din roluri și încep să se creadă, au apărut foarte multe rădăcini, ca să zic așa, deci n-are COVID-ul tulpin câte avem noi. Mulți bărbați care zic că nu trebuie să muncești, te întrețin eu. Mulți bărbați care zic că ești cea mai bună fără tine, nu știu ce m-aș face, tu ești iubi, salvează-mă iubi, aoleu, vreau să mă bată bunica cu papucul. Soacra, pardon. Alții care zic, fă dracii tăia dacă mai comentezi ceva. Despre ce vorbim? În loc să se ajungă la o concluzie finală. S-au creat foarte multe rădăcini, la fel și la femei. Dragule, te rog, ai grijă de mine. Dragule, dacă mai zici ceva, te nenorocesc. Sau nu, tu nu ai dreptate, eu sunt cea mai bună, eu sunt independentă, eu lucrez, eu fac asta, eu fac aia. Tot numai un orgoliu de doi bani. Un ego prostesc la mijloc. Lăsați-vă, frate, dracului, să vă ia ego-urile astea deoparte. Lăsați feminismul, lăsați masculinitatea, că ăla e mai bun, că ăla face. Pot spune că nu neapărat în egală măsură. Bărbatul are roluri importante în istorie. Femeia la fel. Tot ceea ce spuneți voi, că ăla e mai bun, că noi am făcut, că noi Andres, e din cauza la orgoliu și la ego. Dacă tu ca femeie ai avut parte de un nenorocit, nu-i problema ta, nu-i problema lui că ai stat cu el. Ai văzut că ți-a făcut ceva, ai plecat, îți dai și pe mâna poliției eventual. Despre ce vorbim? Sau dacă tu ca bărbat ai parte de o femeie care știi, vezi, sau invers, ca femeie, ați avut la început genul de relație, mă, totul era atât de frumos și dintr-o dată s-a stricat totul, s-au schimbat, sau... În primul rând că partenerii la început oricum nu vor fi ei. Când își găsesc jumătate, între ghilimele, oricum nu vor fi ei. Pentru că vor să dea impresia de acel partener ideal. Și pe parcurs, după ce își securizează relația, revine la normal. La adevăratele lor fețe, ca să zic așa. Rele sau proaste. Proaste în sensul de nimic de capul lor. Și... ce v-a ghidat pe voi în momentul ăla? Hormonii, dorința asta sexuală, în niciun caz iubirea. Voi nu v-ați vorbit, nu v-ați ascultat, nu v-ați văzut gândurile, cum gândește fiecare, cum este fiecare, cum vă potriviți, cum vă înțelegeți. N-ați intrat adânc în amănunte, în relații cu de toate. Că cele mai bune relații se clădesc după ani de zile de discuții, certuri, nu după lapte și miere, după praf și pulbere. Acolo se clădesc cele mai zdravene relații. Și asta după ani de zile. Sunt multe etape prin care trebuie să te cu o relație. În fine. Și despre asta este vorba. Deci feminismul ăsta creat, a și multe care spune că sunteți misogini, că sunteți nenorociți, că subjugați femeile. Bă, într-adevăr, trăim într-o societate în care din cauza asta toți am luat o razna. Bărbații nu-și mai îndeplinesc cum trebuie rolul și își bat joc de femei în fel și fel, ori profită de ele, ori le fac în fel și chip, ori se crede prea superior, ori nu știu ce. Ele, la fel, cam în aceeași situație, mulți spun noi suntem mai buni, ele sunt mai bune, unele zic da, tu ești cea mai bună, alții zic eu sunt cel mai bun, la fel și invers și bă, treziți-vă! Voi conviețuiți, nu trebuie să vă prefaceți, vă purtați exact așa cum sunteți voi, net, brut, că dacă nu vă găsiți altul, că cercul vostru social este acum tot mapamontul, tot internetul, că nu degeaba vezi acum negri cu albi sau negrese cu albi și chinez cu român și cu italian, cu afro-grec-german, așa, cercul nostru social e tot mapamontul, nu mai este doar cartierul sau... prietenii și cercul nostru social de când cu internetul e tot mapamondul. Nu știu unde să poți găsi viitorul partener sau parteneră. De asta zic și ca idee, dacă tu ca femeie, cum am zis, da, într-adevăr, și ca bărbat, nu-i bine să stai să depinzi de cineva. Și ce fac? Bă, stai să aștept un bărbat, stai să-mi vină, stai că... Păi, ce trecu? Este ok, hai, îți iei un job, muncești, îți dorești să progresezi într-o meserie. Da, s-au dat aceste șanse egale, ca să nu se creeze iar discrepanță, că bă, ăla de ce poate și eu nu pot. Da, la început nu era. Poate femeia nu este făcută să muncească și poate chiar nu este. Dar vorbim de timpul prezent, nu mai vorbim de acum nu știu câți ani. Vorbim de faptul că ce s-a întâmplat acum mulți ani a creat și foarte multe discrepanțe în prezent. Foarte multe rădăcini, tulpini, spune-le cum vrei, de discrepanțe, de forme, de a fi și de a te purta ca bărbat și ca femeie. Relaționați, vezi și de capul ei, vezi cum vă înțelegeți, e totul ok, mergeți mai departe. Nu, pa, scurși la obiect. Și dacă tu ca femeie, decât să stai după părinți sau după cineva, da, ia-ți un job, muncește, dacă vrei să dai de permis, dă, dacă vrei că, na, acum ai și tu dreptul. Egal constituțional, cum se spune. Păziți-vă că nu știți câți nenorociți sunt pe lume. Păi bă, păzește-te, da. Învață și tu cum să învați. Ieși din lume, trăiește, experimentează, vezi ce și cum, nu te lăsa prada avansurilor. Vezi că te ia cu avansuri, vezi că un bărbat adevărat nu vine și te ia ce frumoasă ești, ce dulce ești, ce vreau să mă văd cu tine, îți trimite poze, laga, hai să-ți iau ceva, hai să-ți iau iPhone. Clar ăla urmărește ceva. Un bărbat adevărat știe cum să se poarte cu tine, știe cum să te facă să lași dracului toate ideile astea îndobitocite ale societății, să te facă să te simți bine în prezența lui. Și nu urmărește să-ți facă ceva rău. Urmărește doar ceea ce își dorește orice bărbat. și ceea ce își dorește și orice femeie. Doar că, din nou, din cauza societății ei este teamă că dacă mă vede cineva, gata, o să fiu panorama, o să fiu curva pământului. Da? Nu. Nu o să fii, pentru că în realitate nu ești. Ăia care te fac sunt... Nu știu despre ce vorbesc, n-au habar, dar tot riști. Asta este ideea. Tu ești conștientă, dar cel mai bine este să te doară undeva, să nu-ți pese, să nu mai fie motivă. Te gândești că ea sunt mai panorame și că ea care te fac curvă, ăia te-ar dori din tot din adinsuși, pentru că nu te au, sunt frustrați. Cine știe și conștientizează o să-și dea seama. Ca să și scurtez, la asta se referă. Feministelor, dacă sunteți pe aici, nu vă mai bateți că voi sunteți cele mai tari. Da, nu mai găsești mulți bărbați ca lumea. Dar și când găsești, învață să-l respecti. Când vezi unul mai așa, dă-i cu flit. Și la fel și voi, bărbaților, puneți mâna și lucrați la personalitatea voastră, că nicio femeie pe lumea asta nu o să vă iubească și nu o să vă îndrăgească doar de dragul iubirii. Cum nici respectul nu se oferă de dragul respectului și nici bani nu-ți dă nimeni degeaba. Trebuie să muncești pentru ei. Mai ales când vorbim de interrelaționare, de relaționarea între noi, ca persoane. Și dacă sunt femei care zic, mamă, cum să fac eu, bă, sex de la prima întâlnire? Mamă, cum să ăla bărbat, că nu-i pasă de femei, că scopul lui e cel mai important? Treziți-vă. Wake up. Alo. O luați din loc. Un bărbat fără scopuri e ca o barcă fără vâzle în mijlocul oceanului. Un bărbat cu scop e o barcă cu motor. Și dacă tu vii după un vapor și te duci pe ăla, ăla o să treacă prin cele mai experiențe și tot el o să te salveze. Despre ce vorbim? Dacă vii după un vapor. Dacă naufragezi pe un vapor, n-a spune altfel. Nu vă mai impacientați când vedeți bărbați și îi faceți obsedați sexuali. Asta este în gena tuturor și voi v-ați dori, stați liniștite, în subconștient, dar vă e teamă să vă exprimați. Și aici vă dau și un pic de dreptate că na. Dar luați-le ca exemplu pe alea care chiar o fac și nu sunt curbe. Sunt femei care știu ce vor de la viață și care le doare fix undeva de părerea societății și așa este cel mai bine să fii. Să te doară fix undeva să ți se rupă de toți și toate. Așa este cel mai bine în viață. Așa văd eu feminismul, așa văd eu partea masculină. Așa văd eu totul. Bărbatul trebuie să fie bărbat, să nu lipsească extrem de mult de acasă, fie cu jobul, cu astea, de-aia trebuie să lucrezi de tânăr, ca să nu stai mai târziu să-ți faci relații, să vină copilul, să-ți trebuiască să muncești ca să întreții. Muncește de tânăr. Munciți amândoi de tineri. Munciți la scopurile voastre. Și dacă tu ca femeie ai drepturi constituționale egale, bă, nu vă mai panicați toate acum că, mamă, să ai cuții la tine, să ai spray, că... Toți nenorociții, toți jegoșii, toți leproii, toți s-au năsprit legile. Nu vă mai panicați, că tocmai panica asta pe care o creați voi între voi va atrage acei nenorociți. Dacă este unul și vânează 100.000 de femei, păi fix pe tine te va găsi. De ce? Păi pentru că tu l-atragi, vorbim de principiul atracției, de legea atracției, tu l-atragi. La alte nu o să se ducă, fiindcă la alte sunt, dar nu mai pot ele. E secția de poliție acolo și le de-aia nu mai pot. Pe când tu te sperii și cu poliția lângă tine. Despre ce vorbim? Vezi, Doamne, să nu fie și ei complici. Alo, treziți-vă la realitate. Lăsați spaima asta care v-a fost îndoctrinată. Și toate prostiile astea din capul vostru. Nu mai bullshit, e creierul vostru varză. Aveți un respect față de voi, îl oferiți că știți că merită. Nu la orice vorba care îți dă azi mâine mesaj. La unul care chiar știe să-ți vorbească. Nu la unul care o vorbește și o mai dă în tente sexuale, pentru că conversația este și cu tente sexuale, mai mult sau mai puțin. Automat, într-o conversație, îți cunoști partenerul când vezi cum știe să vorbească și să se poarte pe multe subiecte, inclusiv cele sexuale, aia fiind punctul pe ei. Știe să vorbească, să se exprime și să pună un accent foarte clar acolo. Nu doar sex și nu știu ce, și dragoste și frumusețe. Știe cum să vorbească despre acest aspect? Păi fi sigur că ăla e cu capul. În sensul bun. E cu capul în sens că știe să-l folosească, l-are pe umeri. Cam despre asta este vorba. Asta înseamnă egalitatea, care nu există, nu este asta, e o balanță. el mai bun, tu mai bună, voi mai buni sau mai puțin buni. Tot timpul va exista o balanță profesională și personală. Dacă tot aveți acest drept să munciți, cât să nu mai profitați, bă, și doar cât să nu mai depindeți de alții, că dacă întâlniți mai panorame de bărbați care nu știu să se poarte și pierd banii prin cazinouri și nu știu ce și nu știu cum, păi normal că mai repede decât să stai depinzi de el sau de părinți, te duci, muncești, îți faci o carieră, îți faci ceva și nu mai depinzi de altul. Dar vei ști să-l recunoști pe ăla care chiar va ști cum să se poarte cu tine. Cam asta ar fi. Dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe, iar noi ne vedem data viitoare. Baftă tuturor!